Da, am vrut să spun că, deci, după școală, noi, eu, una, și cei din bază, ne implicam în alte, în alte lucruri, deci făceam mâncare pentru copii, pentru boșimani, mergeam pe sate, mergeam în evangelizare. uneori se stricau mașinile, mergeam 6-10 km pe jos, în nesipul acela uh, cald seara aveam cu toții în bază devoționalul nostru ca echipă și asta tot a lucrat foarte mult la fiecare dintre noi, am, am început să ne acceptăm unii pe alții, să ne iubim unii pe alții. Eram oameni din diferite colțuri ale lumii cu diferite uh, Obișnuințe, și acolo Dumnezeu ne-a pus pur și simplu împreună ca să ne șlefui, șlefuiască, să ne facă mai asemănători cu El. Și, și am observat că atunci când eram uniți ca și echipă și lucrul ăsta se întâmpla pentru că aveam acel devoțional și acea rugăciune împreună și puteam să ne povestim, să împărtășim toate experiențele noastre de peste zi, să ne susținem în rugăciune, lucrul ăsta făcea o, o sudură așa minunată între noi. Și chiar niște relații de legământ, că Acum când ne întâlnim cei, din, cei care am mai fost pe acolo sau când vorbim, pur și simplu parcă ne știm de o viață, atâtea lucruri ne leagă. Am învățat un lucru important, că acolo unde este multă rugăciune, este multă putere. La un moment dat, în bază, eram vreo 20 de persoane și ne-am împărțit așa fiecare câte o oră pe zi, am făcut un lans de rugăciune și era o, o cameră de rugăciune unde mergeam pentru o oră. Pur și simplu ne rugam. La început era mai greu, că mă gândeam, că cum să te rogi așa de mult, doar rugăciune. Aveam un caiet în care scrieam motive de rugăciune pentru diferite familii, persoane, suflete din bază. Pe măsură ce ne rugam tot mai mult, am văzut că focul lui Dumnezeu ne cuprinde tot mai mult. Și uneori, la ora mea de rugăciune, mai veneau doi, trei voluntari să se roage. Sau eu mergeam, când, dacă aveam o, un, un timp liber, mergeam să-i susțin pe ei în rugăciune. Și uneori se întâmpla că aveam 3-4 ore de rugăciune pe zi. Și am văzut că cu cât ne rugam mai mult, cu atât Dumnezeu ne dă, dă, dădea nouă putere, ne dădea nouă sănătate și har și puteam merge la oameni ca să le slujim. Vedeam cum ei se schimbă, ei sunt transformați, ei sunt născuți din nou. Și veneau pur și simplu și ne mărturiseau. Uite, m-am lăsat de acel păcat. Uite, Dumnezeu m-a cercetat. Și erau atâta de simple și am văzut cum Dumnezeu, prin anume prin rugăciune, face, face mari minuni. Un alt lucru care l-am învățat este cum spune Isus că dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Acest lucru l-am învățat și l-am văzut foarte mult acolo. Să mă smeresc față de mine, pur și simplu să mor față de tot ce înseamnă euul meu propriu. Să mă lepă de mine, de dorințele mele, de a dormi poate mai mult sau de a mânca nu știu ce altceva. Pur și simplu să mă lepă și să accept situația, condițiile care sunt acolo și să fiu mulțumitoare. Și vreau să vă spun că chiar am trăit această stare la untrică de satisfacție în care, pur și simplu, nu dormi nici suficient, nu mănânci nici ce este cel mai bun, dar ești împlinit. Când vezi că uh, viața celor din jurul tău este îmbogățită când plecam din zonă sau când pleca vreun voluntar copiii, cu atâta drag ne îmbrățișau și întrebau, dar de ce trebuie să pleci? Dar când vii data viitoare? Dar sigur trebuie să pleci. A, erau atâta de atașați de noi și vedeau, pur și simplu vedeau că a, îi iubim. Și asta contează foarte mult.